De la cetatea de scaun a Sucevei, dacă ne îndreptăm privirea spre oraș, ne răsare în fața ochilor una dintre cele mai impresionante priveliști, Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Acest important așezământ religios și istoric din fosta capitală a țării Moldovei. Această mănăstire adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou și a fost ridicată pentru a face față mulțimii de credincioși ce veneau din toate colțurile țării să se închine moaștelor Sfântului Ioan cel Nou. Biserica a fost începută de către voievodul Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, în anul 1514 și a fost terminată de Ștefăniță Vodă, fiul lui Bogdan, în anul 1522, așa cum ne arată pisania aflată deasupra ușii de intrare. Nu se știe motivul pentru care a durat 8 ani de zile construirea bisericii, dar important este că avem astăzi această mănăstire care adună mulți creștini, ascultându-le ruga și dându-le ajutorul așteptat. Odorul cel mai de preț al mănăstirii este racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, iar spre mila și ajutorul lui dau năvală grijile și necazurile oamenilor. Mulți dintre noi îi rostim numele în rugăciuni și mergem și ne închinăm la moaștele Sfântului Ioan cel Nou, dar câți dintre noi știm povestea, legenda despre viața Sfântului Ioan cel Nou? Se spune că Sfântul Ioan nu se trăgea dintr-un neam mare. Nu era bogat, dar îl purta în inima lui pe Hristos ca nimeni altul. Călătorea cu el și de aici i s-a și tras sfârșitul vieții pământești, dar începutul veșniciei cerești. Într-una din călătoriile sale, porni peste Marea Neagră, din Trapezunda Bizantină spre Cetatea Albă, la gurile Nistrului. Călătorea pe corabia unui străin catolic, Lacom din Fire, cu care a purtat aprinse discuții despre credință, dovedindu-l de fiecare dată Ioan. Spre finalul călătoriei, acest străin catolic s-a hotărât în privința lui Ioan că trebuie să-l facă să dispară. Ajunși la Cetatea Albă, catolicul a dat fuga la șeicul care conducea orașul, mințindu-l și spunându-i că la bordul corabiei sale este un tânăr care vrea cu tot din adinsul să treacă la cultul șeicului și că ar fi bine să-l cheme la curte să-l inițieze în religia lui. Ascultând acestea, șeicul, în cele din urmă, l-a invitat pe Ioan la curte. Dar aici, Ioan a început să le spună că Hristos este singurul Dumnezeu, fiind lumină din lumină, de el atârnând toate luminile cerești. Ascultând aceste cuvinte, șeicul a încercat să-l oblige pe Ioan să treacă de partea credinței lui, bătându-l cu vergile, schingiuindu-l cumplit, aruncându-i intestinele afară, îngrozind întreaga lume, iar la urmă dând ordin să fie legat de coada unui cal ce l-a târât prin cetate până a devenit un morman de carne vie. După toate aceste chinuri, un colonist evreu a luat sabia celui care mâna calul și dintr-o lovitură a tăiat capul Sfântului Ioan cel Nou. Trupul lui Ioan a stat până seara târziu în mijlocul drumului, după care i s-a dat foc. Mucenicul cel tânăr s-a arătat în vis unui preot care i-a luat moaștele, așezându-le lângă altarul bisericii sale. Au stat acolo peste 70 de ani, până când au fost aduse la Suceava de către Alexandru cel Bun în anul 1402, la 2 iunie. După ce au stat un timp în Mitropolia din Iași, în anul 1686, moaștele Sfântului Ioan cel Nou
au fost luate de oastea poloneză și duse lângă Liov. După alți 97 de ani de înstrăinare, la 13 septembrie 1783, Sfintele Moaște au fost readuse la Suceava și s-au așezat în vechea biserică, unde se află și astăzi. Pomenirea Sfântului Ioan cel Nou se face la 2 iunie și la 24 iunie. Sărbătoarea hramului Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava are loc prin tradiție la 24 iunie de Sânzâiene. Cu prilejul acestei sărbători se adună mulți credincioși din multe locuri ale țării care participă la Sfânta Slujbă ce începe din dimineața zilei de 23 iunie, când se scot moaștele Sfântului Ioan cel Nou afară din biserică, apoi se așează sub teii din curtea bisericii, unde se face slujba în aer liber până spre miezul nopții. Credincioșii stau pe iarbă grupați pe zone și sate și așteaptă fiecare să treacă să se roage și să se închine moaștelor Sfântului Ioan cel Nou. În dimineața hramului se sfințește aghiasmă și se face Sfântul Maslu, iar la orele 4 după amiază se duc moaștele Sfântului Ioan cel Nou în biserică. Prin tradiție, racla este purtată de maramureșeni, care timp de 24 de ore stau de veghe în rugăciune și nu mănâncă nimic până la așezarea moaștelor în biserică. Hramul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și cu alcuvioasei Parascheva de la Iași se numără printre cele mai reprezentative sărbători religioase și cu o veche tradiție ortodoxă națională. Sfinte Mucenice Ioane, mult pătimitorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi păcătoși, care cu vorba, cu fapta și gândul păcătuim.